David Popovici este de neoprit. A câștigat aurul la Roma și la 200 de metri liber, după ce l-a spulberat pe campionul olimpic. David Popovici a făcut dubla la Roma, a luat aurul la 100 și 200 de metri liber și în ambele curse a bătut recordul competiției. La 200 de metri, Popovici a fost mai rapid cu o secundă decât campionul olimpic. La Roma, Popovici a fost susținut de mulți români. Popovici s-a întors cu un singur aur de la Roma. A donat una dintre medalii unui puști care a învins cancerul. Nu plănuiam să se afle despre asta, tocmai pentru că doar gestul contează. Pentru Popovici urmează mondialul din Japonia. Îmi place să mă surprind plăcut în materie de performanțe și ce ar putea ieși din notul nostru la campionatul mondial.